Bine v-am regăsit! De regulă, noi când ne gândim la făptura noastră, la ființa noastră, o facem în termen de verticalitate și vedem întotdeauna superior, inferior. Sus este mintea, acolo este mansarda, acolo sunt ideile, principiile, libertatea și, de regulă, lumea de jos, de sub centură, este lumea viscerală, instinctuală, patimile, ispita. Ei, ce trebuie face atunci când, cum spunem noi, memoria joacă feste? Sau cum dispune autorul nostru, v-am spus ce memorie bună am? Da, ne-o spui în fiecare zi. Deci avem de a face cu un autor, domnul Dean Burnett, care este cercetător în neurologie și psihologie la Cardiff University și care ne face un volum care se numește Idiot Brain, creierul idiot. E bine, da, există de multe ori realitatea conform căreia lumea de sus, deci lumina din mansardă, dinspre sus, este ea însăși defectă, în timp ce mai degrabă, mai cinstite, mai operative, mai normale sunt instinctele, partea de sub centură. Ei, acum, ce ne spune el din capul locului? Dacă apreciați creierul ca un organ misterios și inefabil, situat la hotarul misticii, puntea dintre experiența umană și tărâmul necunoscutului, atunci îmi cer iertare. Cartea aceasta nu o să vă placă absolut deloc. De ce? Pentru că răstoarnă sau, mă rog, infuzează relativitate, relativism în tot ceea ce ține de supremația minții asupra sufletului și asupra instinctelor. Și ce vă dau numai niște exemple. De ce recunoaștem de regulă chipul cuiva, dar nu și numele lui? Cum este posibil, și aici este o demonstrație care pentru noi bărbați este o splendoare, cum este posibil ca alcoolul, da, alcoolul să ajute memoria? Ce este psihologic, stând de vorbă, superstiția? Și există undeva un sediu al credinței, este ea în inimă, în suflet, în partea centrală, credința are cumva un loc între neuronii noștri, sunt cumva niște substanțe chimice sau niște hormoni sau niște legături între sinapse care fac ca nevăzutele să devină mai importante pentru mulți dintre noi decât cele ce se văd. El demonstrează, între altele, că mirosul este subapreciat, în timp ce văzul este supraapreciat. Văzul este în toate religiile și științele lumii, simțul sumă, cel care face tot. E bine, de multe ori, mirosurile sunt mai fidele și mai bine, mai cinstit păstrătoare de sensuri și mai ales de amintiri. Cum poți fi un erudit idiot și cum poți fi un analfabet înțelept? Există țărani ignoranți care n-au pus decât degetul ca semnătură, care se comportă ca niște domni, ca niște academicieni, și există academicieni care măcar moral sunt analfabeți. Sunt cumva lunganii mai deștepți? E o legătură între inteligență și fizic. Cum manipulăm și cum suntem manipulați este imposibil, spune el, să controlezi fobiile. Este deci o iluzie, mi se pare că fobiile sunt ceva vindecabil, controlabil. Oricum, la urmă, când termini, îți vine să spui acel banc superb, știi care este prenumele lui Alzheimer? Nu! Ei, vezi, așa începe. La revedere!